A fost cea mai temută zi pentru infractorii, ziua perchezițiilor. Mascații, jandarmii, polițiștii și procurorii au descins în peste 300 de locuințe. Ce au găsit? De la droguri la copii exploatați și telefoane pline cu pornografie infantilă. Un fost primar din Abrud se numără printre cei săltați de mascați. Bărbatul este implicat într-un dosar de proxenetism. Inclusiv minore erau exploatate sexual. Din cele peste 300 de percheziții din toată țara, cele mai multe au vizat traficul de droguri. În județul Argeș, ofițerii au găsit o plantație de cannabis în porumb. În Vaslui, un bărbat își construise în curte o seră. Nu cultiva legume, ci tot marihuana. La Brașov, speriat, unul dintre suspecți a aruncat în toaletă drogurile, iar la Baia Mare, ofițerii antidrog au găsit substanțe interzise ascunse în cotețele găinilor. Cea mai amplă acțiune care vizează stupefiantele a fost în Timiș. Perchezițiile au început înainte să răsară soarele. Deschide, poliția! În total, anchetatorii au făcut percheziții la persoane suspectate că ar fi implicate într-un dosar de trafic național și internațional de droguri de mare risc. În multe dintre locuințele percheziționate în această dimineață au fost găsite grindere pentru mărunțirea stupefiantelor, droguri, dar și cântare. 19 persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timișoara. Polițiștii vorbesc despre o grupare care funcționa din 2020. Stupefiantele erau cumpărate prin plasarea de comenzi pe Darknet, dar și prin colete venite din Olanda și Germania. În timpul cercetărilor au fost interceptate mai multe pachete care conțineau droguri ori substanțe cu efecte psihoactive, de ordinul kilogramelor. Ce pachete sunt drogurile? Erau pentru consum propriu sau le și vindeai? De când ești în grupare? Tot în Timiș, ofițerii de la combaterea traficului de persoane au descins într-o comună din estul județului. Acolo, un cuplu căsătorit a luat în plasament mai mulți copii cu vârste între 12 și 16 ani, pe care, spun anchetatorii, în loc să îi îngrijească și ocrotească, îi foloseau la munci agricole grele. Când copiii refuzau să mai muncească, erau bătuți. De ce ați obligat să muncească? De ce îi băteați? Vă pare rău de ce ați făcut? În Alba, procurorii și polițiștii au bătut la ușă unui bărbat de 69 de ani. A abordat pe parcursul anului 2022 mai multe persoane vătămate minore pe care le-au obligat să întrețină relații sexuale în schimbul unor sume de bani sau alte beneficii materiale. De asemenea, actele sexuale cu minori au fost registrate fiind produse și deținute materiale cu caracter pornografic. Se arată în comunicatul DIICOT. 4 dintre fetele puse să se prostitueze aveau între 15 și 17 ani. Printre cei ridicați se numără fostul primar din Abrud, un antrenor de fotbal și un fost polițist. Ziua perchezițiilor a devenit deja o tradiție a DIICOT și a brigăzilor de combatere a crimei organizate. În fiecare an, într-o zi anume, sunt puse în aplicare sute de mandate în aproape toate județele din țară. Caută, tată. Da, tată. Bravo. Caută. Bravo. Caută. Bravo. Caută. Caută.